Certitudine, urmează ca avocații, echipa noastră să meargă mai departe. Următoarea instanță este Curtea de Apel, după care, dacă și la Curtea de Apel va fi menținut arestul preventiv, atunci vom merge la CEDO. Totodată vreau să fac două declarații importante. Domnul Vlad Filat, aseară târziu, a depus o plângere penală împotriva lui Ilan Șor, care a oferit sau a depus declarații mincinoase și false în dovedirea acestor declarații mincinoase. Au fost anexate și anumite acte care confirmă acest lucru. Pe de altă parte, o să mă refer la publicarea în presă a diferitor mijloace de probă sau acte ale urmării penale care au afectat grav dreptul la apărare a domnului Filat și s-a încălcat prezumția nevinovăției, deoarece noi nu putem să facem justiție la televizor. Publicarea actelor urmăririi penale în internet este o încălcare gravă a articolului 315 și noi sperăm că organele de drept se vor autosesiza și vor porni o cauză penală pentru a depista cine se face vinovat de publicarea acestor mijloace de probă importante.